Arthur, am făcut pariu pe o șaurma. Electoratul spune mie că nu pot să vând vreo mașină. Bine, electoratule. Hai. Eu zic că încă are cooldown și zic că și eu am. Șaurma, ne și filmăm. Eu zic că și eu încă am cooldown, nu numai tu. Hai să vezi. Mă duc așa frumos la laptop, mă așez. Și laptopul ce o să spună? Bărcică, nu mai sta pe mine că mă îndoi. Nu. No. Vreau să dau mașina asta. Poate. Din... Poate. 12 minute. Ce? Trebuie să aștept 12 minute. Ce? Trebuie să aștept 12 minute. Ai să-l dai așa urma? Fucking shit. Perfect, că n-am bani acum, dar mai scos eu niște. Aua, ce ți-am zis, mă? Vezi și tu că durează în puii mei. Fucking shit. Deci tu vezi că durează mâncațeși. Ba, pula miei. Pentru că trebuie să stai și online. Bandiților. Deci trebuie să stai și online. Fraților, deci este imposibil și inuman bani pentru un update nou ca să ții ceva decent. Bă, poți, dar trebuie să stai o zi întreagă să faci numai asta. Deci să stai o zi întreagă să faci ori bași bani și arcarduri. Cred că cu vreo 80 de euro îți cumpărai jumate. Nu jumate. Bă, nu, cu 80 de euro, cu 80 de euro ții, ții în jur de 10-12 milioane. E mult, mă, ții 8 milioane, profesor. Zici tu? Cu 60 de euro. Cu 60, o să zic cu 80. Deci 10 milioane, cam cu 80. Da. Păi da, 10 milioane, pe... Bă. Depinde, cum a fost update-ul ăla masiv. Cu toate mașinile. Și eu le-am luat pe toate. Eu nu le-am luat. Da, fraților, da. Dar voi ce-ați face noi cu mine? Nu, bă, eu vreau să fiu cinstit, îmi bag pula, bag bani în joc. Nu! Adică trebuie să fii român până la capăt. De ce să bagi bani într-un joc când poți să ai un hacker care să-ți dea bani? Bă, lasă că bagi și bani, să zicem, dar, frate, e mult. Păi dacă era noi tot ce ne-am luat până acum să băgăm bani, păi băgam peste 200 de euro. Ce? 200 de euro e minciună. 200 puțin, bă, nebunule, păi am dat, eu în ultima vid, știi câți bani am dat? Vreo 30 de milioane, a? Mai mult. Ce, ești nebun. Plus ce mai aveam dinainte, bun, ia, tu știi, ești nebun la cap, asta înseamnă că eu în contul meu sunt băgat. Dar, dacă ai fost să bagi doar șarcarduri, cred că vreo 500 și ceva de euro. Estimez eu. Dacă nu mai mult, mai puțin are cum. Ești nebun. Nu schimb, nu și-a bercea jante la mașină. Ceva de milioane, fraților. Nu și-a bercea jante la mașină. Sunteți nebun pe ce jante mi-au la BMW? Se plânge lumea. Îți pare rău să le pui în picioare. Ești nebun la cap. Dar nu mai ai jante, ții multe la o mașină. Băi, bine că nu făcurăm pariu, că eu pot, că eu puteam să le vând, dar nu știu de ce. Aia, păi dar de ce nu intrași tu? Păi ce să intru, adică? Băi, eu mă duc să mai fur niște mașini, că abia trei mașini. Și eu mai vând una dacă tot eram acolo. O și vându-i deja. E bine că nu e nimeni pe sesiune. Da, să știi. Fraților, lăsați-mă că nu poți, vin numai să te bubui, uite așa. Că le vine lor. Aici îl bubui pe ăsta. Nu, uite că agicile ce stau ele aici. Măi, salut, fetelor. Dar ce faceți voi aici? Ia uite ce stau ele toate trei. Le-ai turat între trei gagici. Ia uite și scoasă țigarea. Fe, îți dau de sar ochelare din ochi. Îi dau de sar ochelare din ochi, bă. Bă, mă morți, mă. Bă, mă doare ochii în cap. Băi, uitai, mid-range. A, Sultan RS. Ia, zi mă, pe ăla-l vându eu acum. A, da? Da. Tu-l vându-i și eu mă duc să-l iau. Cred că de la asta le-i, să-mi spui dacă e alb. O fi... The roof e garajul, acoperișul. Da. Dacă te pune să le de pe vaporul, zi de acum să te piși pe el. Deci cu vaporul ăla... Deci mâncați așa, luat o mașină de pe vapor, știi ce daune mi-a făcut ăia? La de-aia, standard. Vă mai auzi? Da, mă, da, te aud, dar ați concentrat aici și la odaia standard, mâncați știi ce daune mi-au tras proștii? 10 sau 11K mâncați și gura ta. La mai pun ca mașina, aproape. Păi am bubuit, nu am mai adus un garaj. Ce mai bagi în ea, ce mai ăștia, ia-ți banii. Păi da! Păi ce ai de mult, păi 10K? Mai dai să tunezi încă 5? Păi ce mi-au dat 15K la livrare, mă opriși pe ei! A, nu, eu am colo la țară și mi se pare că e treaba aia. Cu să nu scadă viteza. Mă rog, vedem, mă. N-ar fi bine să nu fie aia, că după aia nu te mai urmăresc aia, știi?
Pe la cât de prost sunt eu, scade viteza. Bă, băi, dar cum ai reușit să o bubuie pe atunci? Pentru că trebuie să scadă, dar trebuie să scadă și un anumit timp. Adică, nu, cum ajunge la aia bubuie? Păi eu am crezut că dacă scade, că depășesc doar o dată. Dar eu n-am văzut că e pe timp acolo. Top range, îmi dă lumea. Top range, bravo. Ce voiam să zic, fraților? Deci gândiți-vă că cu jobul meu, până acum am făcut 5.000, nu știu, mai știu sigur, 5.500, nu știu cât fură, de dolari. Deci gândește-te că eu până acum, de-abia dacă mi-am scos investiția care am făcut-o în garajul ăsta, de căcat și în firmă. Ce pui mei? Tu nu, nu am nicio șansă. Pe firma a fost vreo 2 milioane, garajul ăla picolo încă 1 milion. Garajul pe aici încă 1 milion, cred că aproape de 5. Îmi dă dură, îmi dă joc cu 2000 de dolari, căci că sunt cu minte. Iar îmi lași pe elicopterul, mă. Nu ți-l luai, mă, eu sunt departe cu el. Disporul, nu știu de ce. Și am sărit. Unde, mă, opuste 11 pe ăsta, mă, uite la acolo. Am constatat că e mai ușor să vinzi mașinile decât să le... Adică să le furi, decât să le... Ce? Ce prost sunt! Ce ușor? Ce făcui? Făcui și eu. Mi-aș dori să aflu și eu unde este mașina. Păi ce, nu știu unde e? E într-un garaj aici și a. Păi vezi că mi se pare că trebuie să te bați cu gardieni. Nu? Păi dacă intrai aici... Pe sus, cum ar trebui să mă bag cu ei? Păi eu știu. Hai că urlă mama, e bine. A, ia uite aici, gata. Bă, aoleo, unde mi-au pus să răpea aia și după aia să ia handicapații după mine cu elicopterul. Mi se pare cam asta, la expoziție, trebuie să mă urc în ea, să sar și după aia să ia proștii după mine cu elicopterul. Și mi-a ciuruiesc de mi-am doaie, a? Nu e aici? Nu e aici, atunci. Eu o și furai. Și m-am și dus. Bă, arată bine, arată așa ca un Subaru șmecher. Păi n-am și eu mașina aia, mă, nu știu cum am și eu. Da. A, n-ai zis că e urâtă. Pișa mai și pe tine. Dar asta e mai frumoasă ca ta. E albă, nu? Da. Păi și cum poate să fie mai frumoasă, că e la fel. Bă, mâncați aia și unde mă pusă... Unde mă pusă să mă duc după ea, tu vezi, mă vezi pe mine pe hartă unde mă duc, nu? Da. În stânga mea. Du-te în puii mei și încă mai merg, mâncați aia. Fraților, noi ne cerem scuze, dar trebuie să facem bani. Văd că hackerii încetează să mai apară. Mă uit aici, în dreapta, la șeful la cuțite în casă, mă interesează de ce mă uit. Mâncați aici pe ăsta! Mâncați aici! Poliția îl urmărește pe ăsta! Care trebuie să-i fură mașina. Da, îmi dau mesaje la volan. Dă-mi mașina cu aia. Deci, de asta n-am avut niciodată până acum, mă crezi? Să-l urmăresc pe la care îl urmărește milițul. Niciodată. Ce, mă? Îl urmăresc pe unul care îl urmărește poliția. Și trebuie să-i fur mașina, gen. A, știu, și eu am făcut asta odată. Eu e prima oară, dar am avut tică în puii mei. Ia și-l urmărește pe... Asta îl omori și iei mașina și poliția te ia după pe tine, dar tu ești maker și-l sun pe Lester. Dădui în curul unuia și n-avea mă cine știe ce viteză, 1000 de dolari, mersi, mă? Că scăpași bine. Ce, bă? Scăpași bine. Hai că dădui tură la mapă ca să fur mașina asta, ce pui mei? Da, fuge mașina. Bă, deci polițiștii ăștia lovesc toate mașinile pe autostradă, mâncați-și. Toate! Gata, o și furai pe asta. Lovește-o, pișamaș, pe tine să mă piși, că nu tu o repar după aia.
Lester! Trebuie și eu să am timp frumos la șeful, la cuțit de că îmi place. Hai, dar atâta, doar 5.000 de dolari de daune, morale. Îți dai cu seama. Bă, mai am aici 4 mașini, în garaj, hai să facem 40. Câte, bă, am avut eu? Și ți-am zis că mi-a dat acoperat cu copertina și m-am supărat. A, pe aici ce n-ajungem mai repede dacă eu. Mâncați, știi cât am să mă întorc? Vehicle, fraților, și Buzzard. Știi cât am să mă întorc? 6.000 și un pic. 6.000? Da. Ce să-i mă trimis să-mi pui mei... Până Noua Zeelandă. Pe unii? Nu, Justin. Justin mă crezuse. Bă, dar câți intrare aici am? A, se făcură 13 obsesiune din câțiva. Hai că e bine. Îl bat acum pe rectoratul și fură mașină. Mergem să mai furăm altă mașinuță. Hai că ocoli de ocoli după ce aveam 6.000 de și un pic mai ocoli eu 2.000. Da, asta, frate, ce pui mi-am de făcut? Wow. Ce? Of, dacă ești nimeni pe ăștia pe autostradă. Du-te, 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 fata mea. Mamă, ce l-a trecut pe ăla. Ce făcut și eu? Trag după ăștia în autostradă. Dar nu mai trage, bă, fugi, că tragi degeaba, că vin iar. Nu, mă, nu, trag, dar cu... Eu mă duc la firmă, știi, și n-am ce face pe drum și mai trag așa, știi, la harneală. O să văd dacă văd ceva. Mamă, mamă, deci mă pusă să aduc mașina asta, fraților, de la... Aterizare perfectă. 1, 2, 3. Păi ce, bă, veniți cu avionul? La publicitate. Veni cu elicopterul, mă. Păi e mai bine așa, că-l iau, vin, iau comanda, mă duc, o fur și aia e, știi, și iarăși. A, normal asta. Că și-o fac la fel. Fraților, n-aveți tupeu să apăsați acum butonul de like. Da, chiar. N-aveți acum. Uite acum, uite acum. În momentul ăsta. Ia să văd cât de-ai decu și cât de ambițios sunteți. Ca mama lui Bercea. Pam, pam. Deci uitați-vă și voi, fraților, în cât eu, știi, bă, când mi-am câți bani mi-am scos eu din ăștia, din mașini? 1.000.000. Vai! Și ca să-ți dai seama, mâncați-și. Din nou, mid-range. Mersi, bă! Tu faci două de la până când o aduc eu pe asta de la 6.000. Da, om, puii mei. Mă duse la capătul hărții să fac asta. Pișeam aici pe el. O, stai să vezi acum. Deci este niciodată nu mi-a dat o de asta de îndepărtată. Niciodată. Nu știu de ce nu vă place să furăm mașini, că mie îmi place. Da, nu le place. Ba, pentru că niciun furt nu prea seamănă cu cel de... Se mai repetă de la un timp. Race starting area. Ori trebuie să faci curse, ori trebuie să-i omori pe aia care fac curse. Una din două. Deci ce place? Îmi place când mă bagă pe autostradă. Că le e greu proștilor să mă urmărească, știi că măcar aici are bine de la mă bag și o viteză maximă și mașini sunt alea. Da, așa printre străduțe. De ce mă urmărești? Hm? Frate, știi că dacă tu vrei acum poți să mă omor să-mi iei mașina? Să o bagi la tine în garaj? Eu. Scăpai. Bă, și mă enervează muzica asta care se aude tu, 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 tu. Ah, trebuie să fac cursă, mâncați. Trebuie să faci cursă? Da. Păi și aia mașină. Îmi dă dură. Îți dă dură? Cum? Unelegi. Pe bune? Da, mă, trebuie să ajung. Am 3 minute să fac... am 4 minute aproape, fără 8 secunde să fac 6.000. Păi și-ți dă dură? Lasă-mi pace că funez.
Îți dă dură mașina, mă, că și cu de obicei nu dădeau. Da, mă, îmi dă dură un LG și să ajungă 4.000 să fac 6.000. Mă mir, că eu știu că de obicei nu-mi dădeau mașina. Nu știu dacă mă încadrez, mă crezi? Te încadrez, spun eu. 6.000! 6. Ce căcat? Te plimbă și ăștia pe tine toată harta. Ești tu, mâncați, ești cu mami o ghinionă. Ce faci? Și da, bă, da, e netunat. Te-am pus să-mi cauți prin buzunare. Îmi dădu unul mesaj că zic că nu e îngrijorat. Ca să mă bucur de... Westing, ce înseamnă? De ce? Westing, ce înseamnă? Westing? WASTING Westing, Westing înseamnă să irosești. Nu știu, să mă bucur de irosirea timpului, că sunt un loser. Ești un loser, poate da. Poate genul zisă. Păi poate ești. Sau nu ești? Nu sunt. Dacă mă nervezi, fac treaba asta în first person. Da? Da. În mâinile sorții dau 200 să-i sară pivoții. Inele pe stradă din gheață tot zbercea. Ia uite-l, mă! Ce-o bă? Deci mergeam talpă pe... Și se băgă în fața, da. Și se băgă în fața mea, că de pe contrasens. Păi ești prost! Da. Mă, așa fac ăștia din GTA, să-mi bag picioarele, nu. Păi îți bagă să te încurce. Pe bune! Cautești tu, rămăsă-i cu un far. Lasă, tu să ajungi acolo, la cursă. Să fi putut, să fi dat flash-uri. Să știi, dar degeaba le dai că nu se dau la o parte. Băi nu, dar ai fost șmecher în curse. Ce? Băi, ești prost? Tu și la mine în birou? Unii dau mai stâlp, nu poți să trec, mâncați-și. În birou? Fără mișto. Rămâi acolo, că mă întorc cu el. Că vreau să văd și-o cu ochii mei. Bă, ce pui mei asta? What? Du-te-n pui mei, nu pot, deci nu pot să trec. Ia pot să mă duc jos să vin ieri. Ia o zice celălalt că dacă vrem să facem bani de aia. Zic că da. What? Ce bug? Am un pivot în ăsta. Un miliard de fiecare. Bă, nu știu dacă... Nu cred că are hack Bercea. A, da, ne ajută să safrăm și noi mașini. Și acum mi se blocă mâncațeș. Dar du-i să ies pe acoperiș. Mâncați și mai am 30 de secunde și mai am 0.40.000. Ajungi, bazează-te pe instinct. Cred că pierdui. Da? Păi mi-am timp, mai am 12 secunde. 10, ajung. A ajuns să-i fix la timp. Da, eu nu pot să fur mașini, mâncați-și. Am un pivot în birou. Stai așa, că vin și acum. Cum rahat ai ajuns tu aici, mâncați-și? Doamne. Uite și tu. What the fuck? GTA Logics. Zlatan Ibrahimovic. Da, după ce că m-a pus să fur mașina. Așa. Să fac și cursa aia acum, ghiși ce? Vin după mine să tragă. Pe bune? Poți, da. Bă, nu mai trageți în mașină. Mamă, cui praf. Da. Vine electoratul, păi, fratele tău, să te salveze. Poți, praf, cui 4.000 sau 9. E de top range. Și cred că mă și omoră. E de top range. Nu, e de middle range. Unde ești? Olo, te văd, hai că vii să te ajut. Că așa n-am ce face. Nu, no,
că s-a dus ăla, Milogic, cred. A, mai vin iar, stai liniștit. Da, ia-i auzi. Dar mai bine, de ce fac? Iau eu, la sens. Da-i-mi pui mei că tragă antina de oriunde. Știu, și de la distanță mare. Unde e pe aici? Te vine pe aici acum. Dar, dar nu spun că e și noapte și, și nu prea văd bine pe, pe autostradă. Fără mișto. Chiorule. Te mai urmăresc că iau? Deocamdată nimeni. Iau-te, 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 iau-te! Ce? Ce... nu știu ce, se speriară ăștia de pe autostradă și o luau în stânga-dreapta toți. Hai că mai ții, mai arată pe ea, că bubuim unul dintre ei. Dar cum îi bubuiși? Păi îmi pus să țin, dar pe ei. Da? Păi? Da, nu știu. Că bă, dar uite pe tine nu-mi pune, de exemplu. Vezi că intri în tunel, nu te mai pot apăra. Hai, Bercea, hai! Bercea, Bercea, hai! Bercea, Bercea, hai! Dar ce jante late are și astea, uite-și tu aici! Bă, la țimea le face genială și mai am 1090, bă, game. Deci, fusei la 6000 să o iau și după aceea la 6000 să o duc. 12000 în total. Îți bagi joc de mine și pentru o mânuță de bani. E mid-range sau? Mid-range. Hai că mai și lovești. Că o și lovi de încă 5000. Ce-mi place să urmăresc cu elicopterul, bă, cât de ușor sunt pe picioarele. Da? Te văd. Bravo. Hai că nu-ți dă lui damage. Dacă nu frânam... Te loveam? Păi da, mă uitai fix atunci, apăsai cât și mă uitai și văzui racheta și frânai. Bă, erau pe poziție viitoare, nu știu ce s-a dus așa. Da, mai dă-te tu de cur cu ea. Hai că o luai înaintea ta. Bravo, așa. Te ajut! Păi aruncă-i în fața mea, văd ce mă ajut. Au! Îngerul păzitor al lui Bercea. Greșit intrarea. Ce trebuie să-i ceri unui handicapat? Aaa, doamne. Bă, cum ar fi... pe lipura. Ce? Negri. Fugi de repede. Îi trebuie pe unul cu oglinda. Că avem noi parcate mașinile aici afară la firmă. De tu nigări, te așteaptă afară, eu! Toți? Îți de cât trei. Da, mai loc. Tu știi câți bani am eu, toți banii mei? Aha. 7K. Bă, numai, tu nu mai ai bani să o vinzi. Scoate pistolul la mine. Păi da, ce trebuie bani să vinzi? Păi nu, dacă să o tunezi. Scoate rămâi gri pistolul la mine, ia vină Bercea să le facem felul. Hai mă, peste ea, vină peste ei. Ia uite bă, ciorile. Ia vineți mă, cum am ajutat. Lasă-l pe Radu. Deși, puteam. Merita furată. Nu mai sunt bă, plecare. Bă, o altă care de a face bani mai ușor ar fi să-i așteptăm aici, să le dăm pândă și să le furăm. Da, dar știi care e problema? Că nu poți să le vinzi, trebuie să le bagi în garaj. Deci tu practic tot cooldown-ul ăla l-ai de prost.
Fraților, cam atât. Cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa. Ia stai așa, să văd dacă le iau pe ăla cu Hydra.